Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au organizat astăzi la sediul filialei Vrancea o conferință de presă. Pe ordinea de zi au fost subiecte legate de scumpirile din ultima perioadă și în special cele la carburanți, dar și despre rezultatele de la simularea evaluării naționale. Conform unui studiu recent, coșul de consum pe 2024 include necesitățile esențiale pentru o viață decentă, dar fără excese precum alimentele, locuința, transportul, asistența medicală și o vacanță anuală. Din toate acestea, costurile pentru întreținerea locuinței și alimente au cunoscut cele mai semnificative creșteri, ajungând până la 60%. Coșul de consum din 2024 este mai scump cu 40% decât în 2023. Între septembrie 2020 și decembrie 2023, perioadă caracterizată de o inflație puternică, cheltuielile cu întreținerea locuinței, inclusiv și cele legate de energie, au înregistrat cele mai semnificative creșteri de aproape 58%. La sfârșitul anului trecut, o familie compusă din 2 adulți și 2 copii la școală trebuia să aibă un buget lunar mediu de 762 de lei pentru întreținerea locuinței. Suma este cu aproape 280 de lei mai mare pe lună comparativ cu septembrie 2020 și cu 210 lei în plus față de anul 2021. Și surprizele pe care le pregătește guvernul Ciolacu nu sunt aici. Nu rămân aici. Noi scumpiri la carburanți. Prețul litrului de motorină va depăși cât mai curând prețul de 8 lei. PSD și PNL bagă economia în faliment. Carburanții s-au scumpit din nou. O veste bună, da? Pentru posesorii de autovehicule. Și nu numai. În majoritatea stațiilor de alimentare, benzina standard a trecut de 7,50 lei pe litru. Pentru un plin de motorină, plătim la acest moment cu aproape 20 de lei în plus față de luna trecută, iar previziunile nu sunt deloc bune. Specialiștii în energie estimează că prețul litrului de motorină va depăși cât mai curând prețul de 8 lei. Cât despre motive, la nivel european, suntem în mijlocul unei crize de motorină. În plus, pe lângă scumpirile săptămânale de la pompă, carburanții se vor scumpi din nou la vară, când guvernul va majora din nou acciza, după ce deja a făcut acest lucru la începutul anului în curs. Simularea evaluării naționale arată încă o dată, dacă mai era nevoie, deficiențele sistemului de învățământ din România. Această Românie educată a lui Klaus Iohannis și cei în mâinile cărora a lăsat freiele educației României. Proiectul de suflet al președintelui Iohannis este într-adevăr un mare eșec. Este eșecul politicii duse în mandatul său, pentru că avem un procent uluitor de peste 57% din elevi care au note între 1 și 4,99 la proba de matematică. Este cel mai mare procent de note sub 5 din ultimii 4 ani. Românii sunt mințiți de ani de zile că se fac investiții în educație, iar ministra Ligia Deca ne spune că lucrează pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Numai că realitatea din teren îi contrazice și pe Madame Deca și pe Iohannis și demonstrează ineficiența tuturor măsurilor pe care le-au adoptat. O reformă reală a învățământului nu poate exista când în 2024 încă ai 200 de școli cu toaleta în fundul curții. Pe zi ce trece, România condusă de Klaus Iohannis, PSD și PNL își lasă elevii în urmă față de media europeană și din punct de vedere educațional am ajuns la nivelul țărilor africane. Am spus de nenumărate ori că trebuie înlăturată corupția, birocrația, trebuie înlăturat plagiatul, servilismul, iar promovarea să aibă un singur criteriu, meritocrația. Însă cei care se ocupă de Ministerul Educației nu au oameni bine pregătiți, au oameni care nu au petrecut o zi la catedră, așa cum este cazul Ligii Deca. Pentru a nu mai avea generații pierdute de elevi, pentru a nu rămâne în urmă față de alte state europene și state din celelalte colțuri ale lumii, trebuie să luăm măsuri acum. Este necesară o infuzie de învățători și profesori bine pregătiți, măsură posibilă doar odată cu creșterea salariului debutantului.
În săptămâna protecției civile, elevii liceului cu program sportiv Focșani au participat la activități menite să dezvolte comportamentul preventiv. Pompierii din cadrul ISU Vrancea au fost cei care i-au instruit. De altfel, cadrele ISU au fost prezente și în alte școli, dar au fost și în mijlocul cetățenilor, în centre comerciale și au împărțit pliante și recomandări. A sunat alarma astăzi la liceul cu program sportiv din Focșani. Elevii au ieșit încolonați în curtea instituției de învățământ unde îi așteptau pompierii. Din fericire, nu a fost vorba despre nimic grav și doar despre o instruire făcută de cadrele ISU în săptămâna protecției civile. Da? Ne adaptăm la situația care e de fapt. Da? Principiul dumneavoastră aici cu școala este cu un singur nivel și este la parte. Aici avem posibilitatea, nu știu, se blochează în cazul unui cutremur acea ușă care ieșim din clasă. Putem să folosim și geamul, da? Dacă nu e înălțimea mare, ieșim pe geam, dacă e cald. Trebuie mult să se ieșim din acolo. Doamnă, trebuie să ajungem afară. Trebuie să ajungem afară și în funcție de situație. Dar să înțeleagă doar într-o situație extremă. Într-o situație. Situații reale întotdeauna vin cu neprevăzut. Nu fac repetiții. Adică noi acum am făcut, o știm frumos, o știm aici, o știm cu o treabă e bună. Dar o situație reală, un cutremur, un incendiu, vin că elemente neprevăzute. Ce vă spuneam, nu se mai poate folosi o ușă, un hol, nu mai putem să mai ieșim. Și atunci ne adaptăm la fața lucrului. Suntem oameni. Cu asta ne ocupăm, cu adaptarea, da? Ne-am adaptat de milioane de ani și o să ne adaptăm și de acum încolo, da? Dar asta vreau să ne spun, cu sirenele astea. Deci cu sirenele nu-i de joacă și nu degeaba au sunat el ieri toată ziua. Nu știu cum Dumnezeu, n-a auzit niciunul, niciuna, fiindcă le-am auzit, da? Deci sigur au sunat. Deci când auziți sirena și știți că nu e un exercițiu, atunci e problemă mare, da? O să vă spună părinții și alte persoane responsabile ce aveți de făcut în continuare, da? Da, în principiu, într-o situație, zice, a fost un exercițiu, dar în caz de evacuare, de situație reală, ideea ar fi când ieșim afară să facem o prezență, da, să verificăm că suntem toți, că obicei colegul de bancă, vedem este cu noi sau nu, și trebuie să avem grijă că fiecare persoană reacționează într-un fel diferit, da? Unii se pot panica, unii nu știu ce pățesc, ideea e să nu râdem de ei și să ne ajutăm reciproc să ieșim în siguranță. La finalul activității, elevii au primit pliante unde au găsit alte sfaturi utile. De altfel, pompierii au desfășurat pe întreg parcursul acestei săptămâni diverse activități pentru a marca 91 de ani de protecție civilă în România. Au fost testate sirenele, iar în diferite centre comerciale, pompierii au fost în mijlocul oamenilor pentru a împărți sfaturi și pliante informative. Cu ocazia Zilei Protecției Civile din România, la nivel național, în perioada 26 februarie-4 martie, s-a organizat Săptămâna Protecției Civile. Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Anghel Salin al județului Vrancea organizează o serie de activități menite să dezvolte comportamentul preventiv în rândul tuturor categoriilor de public. În acest sens, la nivelul unităților de învățământ, printre care și liceul cu program sportiv din municipiul Focșani, s-au organizat și desfășurat acțiuni de informare preventivă, instruiri practice privind tehnici de acordare a primului ajutor calificat și exerciții de evacuare în cazul producerii unor situații de urgență. Primăria Focșani acordă proprietarilor de panouri fotovoltaice scutire de impozit. Începând din acest an, persoanele fizice care și-au montat panouri fotovoltaice pe cheltuială proprie beneficiază de această facilitate conform unei hotărâri a Consiliului Local. Focșănenii care au plătit integral din fonduri proprii montarea panourilor fotovoltaice pe clădiri noi sau reabilitate cu destinația de locuință vor fi scutiți de plata impozitului pentru aceste imobile pentru o perioadă de 3 ani. Pentru a putea beneficia de această scutire, cetățenii interesați trebuie să depună la Registratura Serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Focșani sau online pe adresa de e-mail registratura.itl@focsani.info următoarele documente. O cerere, copie după actul de identitate a proprietarului sau coproprietarului, iar adresa de domiciliu trebuie să fie aceeași cu adresa bunului pentru care se solicită scutirea. Plan de amplasament și detaliu întocmit de expert autorizat ANCPI, din care se rezulte suprafața desfășurată a imobilului, construcție pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului pe clădire, plan actualizat și nu mai vechi de un an. Procesul verbal de punere în funcțiune emis de către operatorul economic
economic autorizat ANRE, din care să rezulte că s-au realizat lucrările de instalare de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice. Certificatul de racordare emis de către operatorul de rețea în vederea punerii sub tensiune a instalațiilor electrice de la locul de consum sau de producere și a utilizării rețelei, care certifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil conform prevederilor legale în vigoare. Declarație notarială pe proprie răspundere a proprietarului imobilului, prin care să stipuleze clar faptul că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie. Proprietarul nu a beneficiat de subvenție AFM, iar suprafețele construite desfășurate ale imobilului cu destinația de locuințe declarate sunt reale. Acte doveditoare care atestă starea clădirii, reabilitate sau nouă, recepția lucrărilor aprobate prin autorizația de construire emisă în anul fiscal anterior depunerii cererii sau certificatul de atestare a edificării construcției emis în anul fiscal anterior depunerii cererii, documente necesare atât pentru clădire noi cât și pentru cele reabilitate. Documentele trebuie depuse până cel târziu la data de 31 martie 2024 pentru a putea beneficia de această facilitate în acest an. În caz contrar, pentru documentele depuse după 31 martie, contribuabilul va beneficia de scutire începând cu anul 2025, după cum se arată într-o informare a Primăriei Municipiului Focșani. Tribunalul Vrancea se situează în primele trei instanțe din țară care s-au încadrat în grad general de performanță foarte eficient. Durata medie de soluționare a dosarelor în materii non-penale este de 6,3 luni, iar în penal de 1,4 luni. În urma finalizării analizei activității derulate de Tribunalul Vrancea pe parcursul anului 2023, a reieșit că prin raportare la indicatorii de eficiență cumulați, instanța din Vrancea se situează între primele trei tribunale din țară, cu excluderea tribunalelor militare și specializate. Astfel, dintre cele 42 de tribunale din România, doar trei tribunale au obținut grad de eficiență foarte eficient și eficient la cei 5 indicatori promovați de Consiliul Superior al Magistraturii pentru analiza activității instanțelor, respectiv Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Argeș și Tribunalul Vrancea. Analiza cumulată a indicatorilor de performanță a relevat faptul că pe parcursul anului trecut doar 6 tribunale s-au încadrat în gradul general de performanță foarte eficient, între acestea și Tribunalul Vrancea. Cei 5 indicatori de eficiență avuți în vedere la analiza activității sunt rata de soluționare a dosarelor, operativitatea, stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluționare și redactările peste termenul legal. Tribunalul Vrancea a obținut cele mai bune performanțe la indicatorii privind rata de soluționare, respectiv operativitatea, calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate. În perioada de referință, instanța a înregistrat un număr de 5.021 de dosare nou intrate și un număr de 5.270 de dosare soluționate, încadrându-se la acest indicator în gradul foarte eficient. Ponderea dosarelor închise într-un an, care reprezintă suma dosarelor finalizate sau soluționate, redactate și închise în aplicația de gestionare a dosarelor ECRIS, în termen de mai puțin de un an de la înregistrare, raportat la suma tuturor dosarelor soluționate în perioada de referință. În perioada de referință, din totalul de 5.270 de dosare soluționate, 4.899 de dosare au fost soluționate în termen de maxim un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 93%. În acest indicator se încadrează în gradul de foarte eficient. Durata medie de soluționare, care reprezintă intervalul dintre data înregistrării dosarului și data închiderii documentului final, materiile avute în vedere la analiza acestui indicator sunt civil, penal, contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și insolvență. La Tribunalul Vrancea, durata medie de soluționare în materii non-penale a fost de 6,3 luni, iar în penal această durată a fost de 1,4 luni. A rezultat astfel gradul foarte eficient și în privința acestui indicator. Analiza internă a rezultatelor instanței în perioada de referință relevă o creștere a gradului de performanță comparativ cu anul 2022. Îmbunătățirea acestor indicatori reprezintă unul dintre obiectivele asumate pentru anul în curs, iar acordarea unei atenții sporite modului de desfășurare a activității din perspectiva indicatorilor de eficiență și eficacitate, implicita gradelor de eficiență, reprezintă o prioritate pentru Tribunalul Vrancea. Se arată într-un comunicat al Biroului de Informare și Relații Publice din cadrul Tribunalului Vrancea.
Nu se știe niciodată când am putea fi puși într-o situație periculoasă. Este bine să știm să ne apărăm, dar și tehnicile prin care să îl punem în dificultate sau pe fugă pe un potențial atacator. Inclusiv în Focșani există instructori, iar profesorul Nicu Marin vă poate iniția în tainele Aikido, care este o artă marțială japoneză fondată încă din 1925. Aikido are nenumărate valențe, printre care dezvoltarea abilităților de autoapărare, dezvoltarea calităților motrice, învățarea, consolidarea și perfecționarea deprinderilor motrice specifice, încrederea în sine, autodepășirea, petrecerea timpului liber în mod util și plăcut și, nu în ultimul rând, menținerea și întărirea stării de sănătate. Aikido este o artă marțială japoneză fondată încă din anul 1925. Această artă marțială are origini din vechile arte marțiale japoneze pe cum jiu-jitsu, judo, kendo. Și iată că este practicată și în Vrancea, la Focșani, și predată celor interesați de profesor Nicu Marin. Atacurile pot fi variate, da? Cuprindă lovituri. Da? Important este să aplic o tehnică în așa fel încât spatele lui să poată fi distrus. Da? Inițial, Aikido nu vrea, cum am spus, pentru că cum ești arată frăcii, nu vrea să fie să descurcă partenerul. Dar, artă marțială. Este esența artelor marțiale, Aikido. Și a folosit și din kendo, cu arme, a folosit și din jiu-jitsu, din judo, chiar și din taekwondo, câteva lovituri, pateni, da, mor. Pot să rog pe colegul nostru, o să lucrez în cer, eu, da? Da, să înțelegeți, da, atacurile pe care le face, da? Da? Aikido utilizează prin tehnicile ei energia, forța adversarului, determinându-l să renunțe la luptă. De aceea ea se mai numește și calea armoniei sau arta păcii. În practicarea ei se utilizează atât tehnici fără arme, cât și tehnici cu arme. Profesorul Nicu Marin este practicant al acestei arte marțiale încă din 1996 și este instructor autorizat de Federația Română de Aikido. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi mai mult acoperit, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 3 și 5 grade, iar cele maxime între 10 și 13 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!